Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și E.ON România au demarat campania de informare Furtul de energie electrică se pedepsește cu închisoarea. Cel puțin 10.000 de bacăuani vor fi informați privind consecințele furtului de energie sau de echipamente electrice. Intervenția neautorizată în scopul furtului de energie sau de componente ale rețelelor electrice constituie o gravă încălcare a normelor legale, dar și o acțiune care poate avea consecințe grave în ceea ce privește siguranța persoanelor și funcționarea sistemului de distribuție. Pentru prevenirea unor asemenea acțiuni ilegale, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și E.ON România derulează o campanie de informare și conștientizare a populației privind riscurile asumate de persoanele care recurg la asemenea practici. Campania a demarat în această săptămână și se va desfășura pe parcursul întregului an. Echipe mixte formate din angajați E.ON și polițiști vor informa cel puțin 10.000 de bacăuani privind consecințele furtului de energie sau de echipamente electrice, precum și asupra altor riscuri care pot rezulta din interacțiunea cu persoane rău intenționate. Consumul fraudulos de energie îi afectează pe toți consumatorii onești, pentru că aceste practici ilegale au consecințe directe asupra serviciilor de distribuție a energiei. Pe de altă parte, furtul de energie realizat prin intervenții neautorizate sau instalații improvizate, precum și furtul de echipamente, pot genera accidente grave. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și E.ON România atrag atenția persoanelor care consumă sau au intenția de a consuma fraudulos energie electrică asupra faptului că furtul de energie constituie infracțiune prevăzută și sancționată de codul penal, iar identificarea acestor situații constituie o preocupare permanentă. Numai în ultimii 2 ani, E.ON Moldova Distribuție a constatat în județul Bacău peste 3.000 de situații de sustragere de energie electrică. Bacăuanii pot anunța furturile de energie la cea mai apropiată unitate de poliție sau la 0800 800 929.